Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am găsit la Super Mega Baseball 3. Este un joc cu baseball și astăzi, mă rog, este genul de episod în care, mă rog, știu că nu o să vă placă foarte tare jocul, mai ales baseballul, dar pur și simplu vreau să vă arăt ce mă joc eu. Poate sunteți curioși ce mă mai joc eu off-camera în timpul meu liber. Uite că mă joc Super Mega Baseball 3. Dacă vă uitați atenție aici, am 180 de ore pe Steam în joc, adică destul de mult, zic eu. Deja dacă treci de vreo 100 de ore, 150 de ore într-un joc, ai jucat destul de mult, e cel părerea mea. Am încercat jocul acesta pentru că m-am uitat la un anime cu baseball. Știți că îmi plac animeurile deja, că am tot povestit și povestit mereu. Și m-a atras atât de tare animeul acela cu baseball, încât efectiv m-am jucat de mi-am sărit capacele. Am mai păzit aceeași chestie și când am văzut un anime cu basket, cu Rokono Basketball, parcă se numea. Și am jucat foarte mult basketball. Am jucat NBA 2K, nu știu, 17, 18, 9, 18, cred că. Am dat așa peste 100 de ore în el și vreau să vă arăt că, bă, chiar dacă nu este un sport cu care eu eram familiar, mi-a plăcut atât de tare animeul încât am învățat efectiv regulile din baseball și cum se joacă, pentru că n-aveam absolut nicio idee, nu jucasem în viața mea baseball, nu m-am uitat în viața mea la baseball, baseballul nu e popular mai deloc în România din ce știu eu și nici nu cred că prea se dă la televizor, sport, poate se dă acum, dar când eram mic nu prea am avut nicio interacțiune cu baseball, absolut deloc când am crescut. Vreau să vă arăt asta, jocul a pornit de aici, Super Mega Baseball Extra Innings, Baseball 2 și 3. Uitați-vă cum arăta, dar pur și simplu oamenilor le-a plăcut, au cumpărat jocul. Care e faza? Este un joc cartoonish cu o grafică foarte amuzantă, foarte, foarte simplificată, mă gândisem bine, MLB 2020. MLB 2020 este jocul real, cu grafici reale, baseball efectiv, cum e FIFA, de exemplu, dar ăla e mai real, că e de la apropiere, FIFA e cam de sus, în fine. Însă, ei au zis, bă, baseball, hai să-l facem cu grafică animată, în genul acesta goofy, așa cartoonish, și să vedem ce iese. Bă, și le-a plăcut atât de mult oamenilor pe Steam, încât oamenii au făcut 2-ul și au făcut și 3-ul. Și 3-ul e destul de decent, sincer, așa că haideți să-i dăm o șansă. Ce-mi place mie cel mai tare, și prin jocul acesta am descoperit setarea pe care vreau să o încerc și la alte jocuri gen NBA, franchise. Eu nu eram familiarizat deloc cu franchise. Pentru că NBA eu jucasem la My Career, adică ai caracterul tău, îți faci tu un nume, îți faci tu un caracter, îl personalizezi și ești tu în echipa aia. Dar franchise e mai mișto, pentru că ai întreaga echipă. În jocul ăsta nu există My Career, există franchise. Și ducem la custom și aici poți să customizezi destul de mult. Franchise ce înseamnă? Înseamnă că tu ai o echipă a ta, da? Deci avem, aceasta este echipa noastră, ok? Cu poziții, prima bază, left fielder și așa, nu le știu să traduc pe toate în română, însă este mișto, pentru că îți creezi o echipă slabă și o faci foarte puternică și ajungi efectiv în punctul în care pierzi foarte rar și cu care ai caractere puternice, foarte, foarte bune. Cam asta este, nu știu, asta mi-a plăcut mie cel mai tare, să duc o echipă de la zero la foarte, foarte puternică. Și nici nu știu de unde să încep ca să vă arăt, sincer. Eu am jucat extrem de multe sezoane și am o setare specială făcută pentru baseball cum îmi place mie să joc. Îmi plac meciurile scurte, nu îmi place să joc meciuri lungi. O să încerc să vă explic cât de cât ca să înțelegeți și pentru cei care nu știți cum se joacă baseball, dar este foarte interesant. Hai să dăm un meci. La momentul de față eu am scorul 3-1, puteți vedea în partea dreaptă, și ne batem cu Bardlers care au 4-0. De asemenea, de notat, jocul acesta are o dificultate. Eu joc pe Elite, dacă vă uitați. Joc pe o dificultate foarte, foarte mare și dacă dau dificultate prea mare, este imposibil să câștigi, calculatorul nu face nicio greșeală. Dar pe 70 încă mai face greșeli. Este interesant jocul pentru că poți să dai toggle ego mode și poți să selectezi tu cât de bun să fie, de exemplu, să arunce cu mingea doar. Sau să lovească cu bâta, știi? Poți să setezi individual, pe când eu am selectat totul la 70, deci calculatorul joacă la aceeași dificultate. Poate îți place să arunce foarte bine cu mingea, dar după aia să dea prost cu bâta. În fine, o să vă arăt imediat despre ce este vorba, pentru că cred că o să fie un episod puțin lung. Aici este echipa noastră și ce îmi place mie cel mai tare, pentru că eu am văzut un anime, Diamond No Ace se numește, Diamond No Ace, pe care vi-l recomand tuturor din toată inima mea. Animeul ăla e prea jmecher. Încercați-l neapărat dacă n-aveți ce face și vă plac cât de cât astea cu sport. Animeul ăla e insane de tare, mi-a plăcut extrem de mult. În fine, în animeul respectiv se pune foarte mult accentul pe pitcher. Pitcherul în baseball este cel care aruncă cu mingea, este cel care stă pe mound. Ați văzut cum este baseballul, stă pe terenul la puțin mai ridicat și aruncă cu mingea tipului care urmează să lovească cu bâta. Ok, aici avem trei tipuri de pitcher. Avem reliable pitcher, ok, starter pitcher, cel care începe.
asta este altă categorie, mă uit în dreapta jos, da? Starter și reliable pitcher, adică poate să joace și la începutul meciului, dar și la final. Reliable pitcher îl pui spre final sau de la jumătatea jocului. Are emoții dacă îl pui la începutul jocului, ok? Bun. Ne uităm la niște, nu știu dacă să vă explic statisticile unul că vă interesează, dar hai așa ca idee, velocity, cât de repede poate să arunce, și asta este tare, că dacă aruncă foarte repede, îți e și ție greu să nimerești cu bâta, ok? Avem junk, aici nu știu că să vă explic, dacă aruncă cu mingea, sunt efecte în baseball, adică arunci cu mingea, se duce drept și deodată pică în jos. Junk înseamnă cât de mult se duce mingea, cât de mult se schimbă traiectoria mingei, da? Cu cât ai junk-ul mai mare, cu atât practic e mai greu să nimerești mingea, da? Ca și tipul care dă cu bâta, în fine. Și avem accuracy, acuratețe, da? Îți pui în minte unde să lovești și în colțul ăla lovești. Și celelalte nu contează pentru că sunt pentru cei care lovesc cu bâta, asta nu lovești cu bâta, în fine. Bun, ne alegem un starter pitcher, ne uităm, avem doi starter, noi avem mai mulți, dar prefer la început doar starter pitcher, da? Ok. Deci îl alegem, hai să mergem cu ăsta, n-are state și cine știe ce. De asemenea aici o să apară, mă rog, echipa mea și cu state și celelea, power, con, power cât de puternic este jucătorul ca să lovească mingea, con este, nici eu nu mai țin minte. Trebuie să vă arăt, că asta nu știu să explic. În fine. Speed, viteza echipei totale, defense, cât de buni sunt jucătorii pe teren să apere, rotation și pen, mi se pare că sunt cât de buni ratingul jucătorilor. Dacă ai echipă plină cu jucători cu rating mare, vedeți că ea are A+. Asta e puțin să fac eu, face schema mai mică, nu știu exact pe unde o să-l arunc. Fata are A+, ceea ce înseamnă că toate statisticile astea, power, contact și speed, dacă sunt crescute, îi formează un rang. Dacă ea avea toate statisticile în stânga jos mici, era un B sau ce, minus, în fine. Contact înseamnă cât de bine, contact este cercul ăsta din mijloc. Ok, nu știu să vă explic ca să înțelegeți perfect. Deci, vedeți că eu am aici o zonă, da, vedeți zona asta. Bun, în zona asta, în efectiv pătratul ăsta, dacă el aruncă cu mingea și nimerește în pătrat, se pune strike. Uitați-vă sus, la punctul ăla roșu, S-ul, se pune strike. Dacă el a nimerit 3 strike-uri, m-a scos afară. Caracterul acesta este scos afară, ok? Ați văzut că a nimerit odată, s-a pus o bulină. Dacă el nu lovește în pătratul acesta și eu dau cu bâta, da, și am ratat, se pune tot strike. Chiar dacă el lovește în afara pătratului. Bun. Acum, contact înseamnă ținta mea cât de mare e. Cu cât e mai mare ținta, vezi, am lovit, totuși n-am reușit să nimerez mingea, s-a pus strike. Putea să arunce mingea în ceruri, putea să o arunce. Dacă eu am lovit cu bâta, s-a pus strike. Cam asta vreau să vă dau un exemplu, ok? Cum ar funcționa în jocul acesta. Bun. Echipa mea se bazează pe power. În jocul acesta, dacă apăs pe A, pentru că am un controller de ăsta de Xbox, lovește la contact, adică doar să lovească mingea. Bun. Dacă țin apăsat pe X, o să vedeți cum crește puterea. Vezi? El acum a dat în afara pătratului. Dacă eu loveam oricum bâta, se punea strike și la 3 mă dă afară. Bun. Dacă el lovește în afara pătratului, dar eu nu am făcut nimic, deci el nu a lovit în the strike zone, așa se numește, cum a făcut acum, se pune ball. Uitați-vă sus, la 4 mingi ratate, 4 ball, eu avansez la următoarea... Avansez la următoarea zi, la următoarea bază. În jocul acesta sunt 4 baze, uitați-vă. Aici, vedeți săgeata unde este, în mijloc, aici este prima bază, după aia a doua, deci fiecare pătrat alb practic este o bază. Tu ce vrei să faci în jocul acesta? Să pleci de aici, de unde este săgeata, și să te întorci înapoi la săgeată, trecând prin toate bazele acelea 3. Și s-a înscris un punct. Ok, bun. Următoarea chestie pe care vreau să înțelegeți. Eu, echipa mea se bazează pe power. Adică, vedeți când apăs așa, se urcă de la 0 la 100. Să văd dacă reușesc să nimeresc. Ball 3, vezi? Dacă el mai lovește o dată, caracterul meu avansează automat la prima bază. Adică trebuie să-mi dea una ca lumea. Vezi cum am lovit-o la power 96? Dacă v-ați uitat acolo, scria cu albastru. Power 96. Practic, eu trebuie să lovesc mingea lui, să țin apăsat un buton și să urc cât mai mult în power. Dacă eu nimeream bine acolo la power 96, zbura efectiv mingea de pe teren. Vedeți cum am lovit acum? Aici devine complicat. Pentru că am nimerit mingea, caracterul meu de la baza 0, practic, avansează la prima bază. Acum, el, dacă prinde mingea și o prinde, mingea n-a atins pământul. Deci, eu am trimis mingea în aer cu bâta și el a prins-o în mână.
Dar asta este defensul. Pentru că mai încolo pe teren sunt câțiva oameni care trebuie să prindă mingea, practic. Bun, asta înseamnă că eu sunt dat afară. Chiar dacă am nimerit mingea, pentru că el a prins mingea și n-a apucat să cadă pe pământ, eu sunt dat afară. Caracterul meu e dat afară. Bun. Acum, uitați-vă la oul acela. Sunt două buline aprinse. Out. Două caractere de ale mele sunt date afară. Ăsta este ultimul. Dacă și ăsta este dat afară, ne schimbăm pozițiile. Ok. Deci, practic, eu trebuie să lovesc mingea. I-am dat-o. Și mingea trebuie să atingă pământul. Ca eu să pot avansa la prima bază cu succes. Hai să vedem dacă reușesc. Țineți cont că joc și pe dificultate mai grea. N-am niori bine. Vedeți caracterul meu în dreapta jos cum se duce la prima bază? Pot să-l duc să se ducă la a doua bază. Dar pentru că el a prins mingea, caracterul meu e dat afară. Ok. Bun. Acum, asta este partea distractivă. Pitcherul. Pitcherul este cel care aruncă mingea. Bun. Fiecare pitcher are abilitățile lui. Deci, avem așa, four seam fastball. Deci eu practic trebuie să nimeresc în zona aceasta. Dacă i-am dat aici cu mingea, vezi, este out. Un ball pentru mine. Da? El n-a dat cu bâta, n-a făcut nimic. Bun, acum, dacă țin din nou apăsat pe X, ca la atunci când dau cu bâta și crește power-ul de la 0 la 99, așa e și aici la pitch. Vezi? 99 înseamnă că eu am lovit foarte repede. Din păcate, baseballul fiind un sport american, viteza nu este în kilometri, ci în mile pe oră sau ceva. Înțelegi? Bun. Am încercat, practic eu trebuie să ajung, mingea mea trebuie să ajungă în palma lui. Ok? În palma catcherului. Ăsta este catcherul din spate. Și ce oprește mingea să ajungă în palma lui este bâta lui nenea. Acum, el, de asemenea, poate să știe ce lovitură urmează dacă mă cunoaște pe mine ca și pitcher. Dacă îi dau de foarte multe ori seam fastball, deja se prinde ce fel de pitch eu îi arunc lui. Dar putem să le schimbăm. Și aici intervine traiectoria cu junk-ul acela de care vă explicam. Avem un slider. Mingea se duce în palma catcherului, dar uitați-vă unde se duce. Coboară în jos, ok? Deci, are o traiectorie dreaptă, dar coboară în jos. Ați văzut? Deci, i-am dat mingea în drept și fiindcă e un slider, se duce în jos. Și exact așa e și în viața reală. Este foarte dificil tu să nimerești cu bâta mingea când face fel și fel de eschive și manevre. Acum, el totuși a lovit mingea, ați văzut? Și a încercat să avanseze la prima bază. Noi ce trebuie să facem? Pentru că mingea a atins pământul, noi trebuie să luăm mingea de jos și să călcăm pe prima bază înainte ca el să ajungă la baza respectivă. Ok? Eu știu că unii dintre voi vei ști ce e ăla baseball-ul și așa, dar explic pentru toată lumea ca să înțeleagă cât de cât bazele jocului. Puteți să mă întrebați în comentarii dacă aveți nelămuriri. Bun, și acum, caracterul ăsta de ce îmi place are screwball, un tip de minge mai dificil. Este inversul de la slider. Și puține caractere din jocul acesta au stilul acesta de a arunca. Ideea e în felul următor. Tu nu prea vrei să arunci pe mijloc. Pentru că pe mijloc lui e cel mai simplu să lovească mingea. Tu vrei să-i dai fix la marginea marginii. Opa! Nu prea arată bine meciul ăsta. Tu vrei să-i lovești fix pe linie pentru că atunci el nu știe exact, bă, să lovezi mingea e în strike zone sau e în afară să nu o lovezi. Atunci îl faci confuz. Uitați-vă în dreapta jos. Asta este un jucător foarte bun. Scrie la Mojo, locked in. Când e locked in, uitați-vă la caracterul meu la Mojo în dreapta jos. Este neutral. Adică e normal. Mojo e ego-ul lui. Ego, locked in. Adică e foarte încrezător. Și atunci îi cresc toate statisticile. Trebuie să avem grijă cu băiatul ăsta că e cam șmecheraș. Caracterul nostru ca și starter pitcher nu e cine știe ce. Nu pot să fac mari manevre. Dar efectiv a lovit mingea. Am prins mingea. A fost aproape să iasă din teren. Ați văzut acolo? Dacă ieșea din teren, toată lumea avansează. Dar o să vă arăt asta mai târziu. E, și pentru că am prins mingea, noi trimitem mingea la baza asta a doua. O numesc a doua, poate a patra. Dacă o numeri și pe asta de jos de tot, unde stă catcherul. Noi o să numim a doua, ok? Bun. Dacă vă uitați în dreapta sus, avem inamicul care e pe prima bază. Ok? El poate avansa la baza următoare. Aici deja intrăm în film. Hai să încercăm să-i
mai manevrăm pe ăștia. Foul ball ce înseamnă? A lovit mingea, dar a trecut de linia asta albă. O vedeți aici, linia asta albă? Dacă trece de linia albă, se numește foul ball și nu se ia în considerare. Ca și cum ar fi nimerit pământul și să luăm noi mingea, să ne ducem la prima bază, să-l oprim să nu vină. Știi ce zic? Practic se repetă. Mingea trebuie să cadă în teren, să nu cadă în afara terenului. Veți vedea mai târziu. Hai să dăm un cutter fastball. Dar nu nimeresc eu în strike zone și asta nu e bine. Bun. Hai să dăm din nou un ăsta. Și cu cât zona asta mai e mai mare, cu atât e mai... Nu pot să dau exact pe colț, vezi? Cum e așa... Aici a încercat un steal. Ce înseamnă steal? Steal înseamnă că el stă pe prima bază, se uită la pitcher, cum aruncă cu mingea, și de la prima bază fuge efectiv la a doua bază. Dacă ajunge cu succes, a avansat de la prima bază la a doua. Dacă nu ajunge cu succes, catcherul când prinde mingea, o aruncă, cum ați văzut adineori, aruncă mingea la coechipierul lui de pe baza a doua, ca să-l oprească pe tipul de la prima bază să avanseze. Are oarecum logică ce zic? Poate are logică, adică ați văzut adineori. Practic ce trebuie să facă el? Trebuie să avanseze de la prima bază la a doua, fără ca tipul care stă pe a doua bază să prindă mingea de la catcher. O să vă prindeți pe parcurs când joc, adică nu e atât de complicat. Caracterul nostru e locked in, uitați-vă în stânga jos. Tipul ăsta e on fire, adică hai să-i dăm un home run. Stai afară. Stai afară, 102. Deci uitați-vă la milele pe oră, la viteză. Ce e peste 100 este foarte repede. Ia uite-l. Ați văzut cât de bine am lovit? Și este efectiv home run. Ce înseamnă home run? Tipul cu bâta este recompensat dacă reușește să nimerească mingea, să o lovească atât de departe încât iese din teren. Deci practic oamenii din teren nu mai au cum să o prindă. Înseamnă home run. Înseamnă că trece prin toate bazele deodată și s-a pus 1-0. Orice jucător de baseball își dorește să dea un home run. Toată lumea e în extaz, ai zburat mingea la mama naibii, ești tare, e ca un gol în fotbal. Ai dat gol, practic. Ok? Asta era bun strike. Ball. Am lovit prost. De asemenea. Ok, o altă chestie pe care vreau să vă menționez. Uitați-vă pe tabelă sus. Deci, avem 3 inninguri. Ce înseamnă? Un inning egal o rundă. Uitați-vă pătratul roșu. Vedeți pătratul roșu de pe 1? Pătratul roșu de pe 1 înseamnă că este rândul meu să înscriu. E ca la un penalty. E rândul meu să trag la poartă. Ok? Ce înseamnă să înscriu? Adică e rândul meu să dau cu bâta. După care... După ce îmi fac eu nebunia aici și am 3 outuri, se trece jos. Deci suntem inning 2, top. Inning 2, vedeți acolo pe tabelă, sus. E, o să trecem la inning 2, jos, bottom. Jos ce înseamnă? Că ne schimbăm rolurile. E rândul lui să înscrie, e rândul lui să dea cu bâta și e rândul meu să lovesc, să dau ca și pitcher. Ok? Cam asta e chestia. În mod normal, în baseball, există, se joacă până la 9 inninguri. Dacă e egal, se prelungește la 10. 9 inninguri este prea mult. Iar eu joc cu maxim 3. De ce? Ca să joc multe meciuri. Cam asta este ideea. Deci meciurile sunt scurte. Nu jucăm meciuri reale de 9 inninguri. Deja am un out. Asta era ball. Ăla era perfect dacă nimeream. Direct home run. Ok. A fost bun, dar prea sus era ieșit din strike zone. Bun. Direct home run. Care de ce îmi place jocul, practic? Pentru că oamenii au salarii. Toți oamenii din echipă au câte un salariu. Fiecare din echipă e bun pe câte ceva. Unu lovește foarte tare. Uite, ăsta are contact foarte mult. Adică ținta lui e foarte ușor să nimerească mingea, practic, ăstuia, știi? Fiecare caracter face câte ceva și e distractiv. E distractiv să crești echipa de la niște loseri la niște șefi care câștigă efectiv toate meciurile. Ia să vedem, e home run? La limită! Dacă nu trecea de gard, înțelegeți? Și practic eu am jucat atât de mult jocul ăsta încât am ajuns în punctul în care
efectiv sparg calculatorul, îl extermin. Și pe dificultate foarte grea, destul de dificilă, 70. Dacă vă place baseballul, trebuie să încercați jocul ăsta. Ăla a fost strike. O altă chestie. Ca în viața reală, dacă ați văzut, haideți că vă explic după ce o să fiu pitcher. Pitcher e tipul care aruncă cu mingea, da? A nimerit, dar nu știu. Mamă, nu mai home run-uri, ești nebun, îl sparg. Îl sparg și țineți minte că echipa asta avea 4-0. Deci eu am 3-1 și echipa asta are 4-0, ar trebui să mă extermine, dar nu. Pentru că n-au ce să-mi facă nebunii. Acum, ăsta e pitcher-ul. Pitcher-ul, el aruncă cu mingea, nu prea e bun la bâtă. Dar pitcher-ul nostru, dacă vă uitați din dreapta jos, are cât de cât power, dar contact are 0. Uitați-vă cât de mică e ținta față de caracterele anterioare, unde ținta era uriașă. Deci cu ținta mică, eu trebuie să nimeresc fix unde lovește cu mingea ca să dau o lovitură bună. Vedeți? Chiar dacă am nimerit bine, am nimerit la power 90, s-a auzit așa, nu s-a auzit bine, s-a auzit puterea aia, pentru că ea are contact prea mic. Dar a fost pe aproape, a lovit destul de bine. Uitați-vă la caracterul ăsta cu contact foarte mult, cât a ținut are pe mijloc. Bun. Oponentul nostru are niște pitcheri foarte buni, de rank S. Pitcherul nostru era de rank A. Uitați-vă la pitcherul oponentului. Viteză maximă, acuratețe maximă și junk maxim. Deci tipul ăsta practic ar trebui să fie, să facă tot. Hai să vedem. Că se bate cu un caracter care pe de altă parte e bun la... E un batter foarte bun, deci sunt amândoi foarte buni. De? Ah, trebuie să o lovesc pe aia. Mă păcălește. Ah, am dat prost. Nu ajung, vedeți? Am fost dat afară, de ce? Pentru că tipul ăla stă pe prima bază, stă cu piciorul pe pătratul ăla alb și așteaptă să primească mingea de la ceilalți din teren. Caracterul meu nu a reușit să ajungă pe bază și a primit la mingea înainte să ajungă caracterul meu, sunt dat afară. Cam asta este tot. Acum, o altă chestie pe care, vedeți, se schimbă echipele, ies băieții noștri și se duc pe teren. Și acum e rândul nostru, deci suntem la bottom 2, e rândul nostru să atacăm. Pitcherul ăsta vrem și noi să-l schimbăm, e un A- pitcherul nostru, dar avem și noi S. Bun, o altă chestie la care ne uităm, stamina, foarte importantă. Stamina caracterului, cu cât scade, cu atât atributele lui scad. Bun, vedeți, caracterul ăsta este de rank S, dar n-are stamina, degeaba o scoatem pe teren, pe fată. Uitați-vă la pitches, last three games, de câte ori a aruncat în match, în ultimele 3 meciuri, de 32 de ori într-un match, deja e obosită, stă pe tușă. Ok, acum, dar pitcherul ăsta de ce e bun? Uitați-vă la arsenal, câte tipuri de a arunca, câte moduri de a arunca are, mult mai multe decât tipul ăsta cu 4, știi? În fine. Hai să luăm pe ăsta că e full și n-a jucat deloc. Are, ăsta are 0034, ăsta are 000, n-a jucat deloc. Bun, hai să-l scoatem pe el pe teren. Și acum el are alt pitch special, fork. Forkul e mișto. De ce? Pentru că... Stai. Băi, joacă bine, mă, ăștia. Joacă bine, ești nebun? Joacă... Deci toate caracterele sunt de rank S. Ok. Uitați-vă că în spatele tipului cu mănușa este altcineva. Ăsta este arbitru. Arbitru ce face? Stă în spatele celui cu mănușa și se uită în pătrat. Și zice, arbitru decide dacă mingea e în pătrat sau nu. Și uneori nici arbitru nu le zice bine. Uneori mingea e afară, dar el a văzut înăuntru și se pune ca și strike. Deci depinde mult de arbitru cât de bine... știi ce zic? În număr el acolo. Ia uite, asta e perfectă pe colț. Foarte greu de luat, foarte rapidă. La colțul colțului trebuie să fie expert să nimerești așa ceva. Înțelegeți? Fork e mișto, de ce? Pentru că îi arunci mingea în față și deodată cade în jos. Știi? Uite așa. Dar se pare că ei nimeresc forkul. O avansat avem. Bun. Care e faza? Cu cât caracterele inamice avansează pe baze, deci efectiv uitați-vă, bazele noastre sunt ocupate și prima și a doua, dacă tipul ăsta, Grăsanu, dă un home run și aruncă mingea foarte departe, toată lumea avansează. Deci deodată va fi 4-3, nu mai e 4-0. Asta e diferența, ok? Hai să-i dăm un curveball. De asemenea, uitați-vă în stânga acolo. Pentru că, zic, curveball-ul e mult mai încet decât un fastball de 97.
Deci dacă vine încet, dar coboară la limită. Ok? Ok? A nimerit, dar nu cred că e home run. Bun, și acum fata va încerca să avanseze la al treilea și nu mai pot opri. Ați înțeles? Pentru că era prea departe mingea. Înțelegeți ce zic? Ea a fost liberă să avanseze de la 2 la 3. N-a mai putut să oprească nimeni. Și, practic, dacă se mai întâmplă din nou asta, chiar dacă tipul cu mingea își ia un out, fata poate să avanseze și să înscrie un punct. Bun. Hai să nu mai folosim forkball-ul, că se pare că ne merg ăștia, că îl cam nimeresc. La 100 să știți că e destul de repede. Deci în MLB profesional, în viața reală, cam așa se aruncă, să știți. 100, ce peste 100 e foarte rapid. Deci încearcă oarecum să urmărească și joc. Uite, asta nu e un pitch bun. Ai, ce să faci? Ne-am luat un gol. Și a crescut și mojo-ul, nu știu dacă ați observat. Ok, trebuie să mă concentrez, se pare. Da, ne mai luăm două goluri. Efectiv, calculatorul nimerește orice îi arunc. Și cam ăsta e dezavantajul când joci pe dificultate mare. N-ai ce să-i faci. Deci, efectiv, nu ai ce să-i faci. Și uitați-vă și la mojo-ul pitcherului nostru, că i-a scăzut moralul. Ok. Puteam să arunc pe baza a treia. Nu trebuia să arunc acolo. Puteam să arunc fix lângă. Dar n-am gândit pe moment. Acum, hai să-i dăm puțin bait și să... Văd că ăsta nu vrea efectiv. Primul strike. Hai încă un strike. Ok, aici suntem la limită. De ce? Avem 3 boluri. Dacă mai dau o dată bol, tipul o să avanseze. Deci el știe automat că eu o să arunc un strike aici. Cam aia e beleaua. A vrut să nimerească, dacă își mișcă puțin bâta, a vrut să lovească, dar s-a... Ok. Și acum, hai să-i dăm una destul de dificilă, o să-i dăm un curveball. Fix aici, e ball. Ok, ăla a fost ball, deci nu era în zonă, dar el totuși a lovit. Și aici e un fel de joc al minții. Pentru că el, dacă nu lovea, avansa automat, pentru că era un ball. Dar s-a gândit, bă, n-are cum să mai arunce un ball, nu? Că trebuie neapărat să-mi dea strike. Și a lovit, dar l-am păcălit. Runda s-a încheiat, toți care erau avansați pe baze, acasă, da? Au reușit să înscrie doar 3 puncte. Și acum, practic, în rândul nostru, suntem top 3. Uitați-vă acolo, da? Top of the third, practic, suntem sus, da? Inning-ul 3, runda a 3-a, suntem sus, e timpul să lovim. Trebuie neapărat să încasăm aici, altfel, runda viitoare trebuie să jucăm excepțional și să ei să nu scrie nimic. Altfel pierdem. Nu neapărat, pot să-mi scrie un punct și continuă la egal, dar... Fu, un strike încet ăla. Ok. Hai, let's go. Fu, baby, e dus. Ăsta e avantajul echipei noastre. Avem power extrem de mare. Odată ce am lovit-o, s-a dus stat. Deci, home run. În afara mea, trenului, out, nu mai are nimeni nimic ce să facă. Eu nu prea mă pricep să vă explic, deci probabil veți avea multe nedumeriri, dar puteți să mă întrebați în comentarii, o să mai ce să răspund. Inside. Strike! Ăla a fost chiar pe linie, deci a dat bine. Afară, sus de tot. Nah. Vezi, ce încerc eu să fac acum... E puțin mai dificil, să știți. E out of this world. Out, ia cât s-a dus. Oh my god, home run. 400. Deci, eu cam aici îl înțepă calculator. Pentru că, într-adevăr, el joacă, el la dificultate mare și îmi lovește și mie piciurile, dar la rândul meu nu prea are ce să facă, pentru că și eu joc foarte bine ca atacant, da, cu bâta. Caracterul ăsta e foarte puternic. Are power-ul la maxim. Uitați-vă la el. Deci dacă am nimerit un pitch bun, l-am exterminat. Pentru că am înscris 2 home run-uri, pitcher-ul deja este tensionat. I-au scăzut statisticile.
Contează foarte mult. Ați văzut când el îmi aruncă, apare un cerc pe pătratul ăla, pe strike zone. În funcție de eu cum îmi pun ținta pe cerc, efectiv așa lovește mingea. Dacă eu îmi pun ținta fix peste cerc, nu o să zboare mingea în ceruri. Deci eu practic trebuie să-mi pun ținta mea sub cerc, ca și cum efectiv dau cu bâta sub minge, oarecum. Înțelegeți ce zic? De-aia, în cazul acesta, a zburat pe jos. Nu s-a mai dus foarte, foarte sus. Caracterul nostru totuși a avansat la prima bază, după cum îl vedeți, iar eu aruncat la a doua bază. Acum, o să vă arăt ceva, dar nu prea are sens. În dreapta, vedeți speed? CU înseamnă catcher-ul, e tipul din spatele meu, da? Efectiv în spatele meu, cum să ne vedem acum. Este din echipa lor. Dar, caracterul meu e pe prima bază și este la... El poate avansa, fiți atenți. Lăsăm să lovească. Și acum o să facem un steal. Țineți-vă bine? Vedeți cum a fugit? Și... l-a dat afară. De ce? Pentru că viteza catcherului era mai mare decât viteza caracterului nostru de la prima bază. Practic, vrei să furi bazele doar când ai un tip care fuge foarte repede. Și trebuie să faci un timing bun. Pentru că tu, oarecum, poți să fugi oricând. Deci și acum poți să fug. Dar, dacă fug și pitcherul nu a arunca mingea, efectiv el o să arunce în spate la a doua bază, pitcherul direct. Deci eu practic trebuie să fug exact în început el animația să arunce, că atunci nu se mai poate opri. Înțelegeți ce zic? Bun, am lovit bine aici. Și cam asta e jocul. Vedeți că poate vi se pare meciul lung, dar jucăm 3 inning-uri și uitați-vă că deja ne jucăm ceva vreme. Imaginați-vă 9 inning-uri, stau o oră pe meci. Am asta. Pitcherul lor e foarte bun, dar e un pic încetișor, dar e foarte bun. Deci echipa asta e o echipă, nu știu, toate caracterele sunt OP. Toate caracterele sunt maxate. Asta e un home run, toată lumea avansează decât ei doi. Mai există Grand Slam, când bazele sunt toate ocupate. Cele trei baze sunt toate ocupate și caracterul nostru lovește home run. Atunci se transformă în Grand Slam pentru că avansăm toți 4. 4 puncte dintr-un singur... ok. Acum. Ați văzut cum am lovit acum? Ăsta a fost un contact. Adică nu am mai încărcat lovitura de la 0 la 100, pur și simplu a lovit. Dezavantajul aici este că nu mai lovești atât de departe și nu prea dai home run-uri. Mai greu. Cred că dacă dai cu contact depinde foarte mult cât power are caracterul. Da? Doar lovești. Doar apăs un buton, atât. E foarte simplu, ok? Foarte simplu. Uite, chiar îl trimit pe ăsta la a treia bază și pe aia la a doua bază și ăsta se poate duce chiar home. Îl vedeți cum fuge home-ul? Și a furat două baze, două baze a furat, s-a dus acasă. Ăsta e pitcherul, care e jalnic, are toate statisticile pe zero. Ok, o să vă mai explic încă o chestie. În jocul acesta poți să faci bunt. Ce înseamnă bunt? Pui bâta așa și lovești mingea în felul acesta, încât caracterul nostru a fost dat afară, dar fata a avansat la a treia bază. Deci este o sacrificare. S-a sacrificat ca să avanseze fata. Și eu acum cu fata, care e pe baza a treia, practic pot avansa foarte ușor. Ăla a fost un pitch out, ce ați văzut voi adineauri, adică el aruncă în stânga sus sau în dreapta sus, direct la catcher, ca să prinde repede în caz că fură cineva vreo bază. Dar aici nu mai ai ce să furi. Vezi? Sau se mai face pitch out când efectiv nu, când ești laș și nu vrei să te bați cu... da, vedeți? Ok, deci el practic nu vrea să se bată cu noi pentru că știe că o să piardă lupta. Ce luptă? Adică știe că dacă o să ne arunce, noi o să lovim foarte departe și n-are nicio șansă. Deci asta se numește un intentional walk. Adică m-a făcut să merg până la prima bază intenționat. Ok. Bun. Stai. O trimitem pe fată înapoi la a treia bază. N-am văzut că era autul al treilea. Ok, autul al treilea înseamnă că suntem toți afară. Dacă era al doilea aut, fata putea să fugă de pe a treia bază la home și să înscria un punct. Cam aia e chestia. Bun. Păi, ne-am jucat cu pitcherul ăsta. Hai să luăm un reliable pitcher. Ăsta a rămas singurul care văd că are stamina full. Deci hai să ne folosim cu el. Bun, acum, uitați-vă că eu o să arunc foarte repede. Da? Deci, boom, repede, 95, mă rog, e relativ repede, nu e cea mai mare viteză, dar există change-up. Change-up-ul se duce foarte greu, ia uitați, foarte greu, n-a apărut acolo ce viteză are. Mamă, când se face ținta roșie, înseamnă că
ai eș... Ținta roșie se face când tu încerci... M-am dat-o afară. Tu ți-a apăsat pe un buton și ți-l să face mică, 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 dacă tu să poți să ai acurată, ți-e bună. Dar, după ce se face mică de tot, se face roșie la maxim și aruncă oriunde. Practic, îi taxează că tu încerci să lovești acolo, ok? E în afară. În afară. Bun, văd că nu vrea să muște. În afară. Strike! Ai sidem un change-up în dreapta jos. Bun. Și simt eu că vrea să muște. Simt că vrea să o muște pe asta. Hai să-i dăm așa. Ia uite ăsta. Și-a mușcat. Dar din cauza faptului că a fost un fall ball și a ieșit din afara terenului, na, asta a fost. Se repetă. Ce să-i dăm noi? Nici nu știu. Să-i dăm un change-up sus. Ok, e fall. El poate să dea practic fall ball la infinit. Deci el dacă dă de un miliard de ori cu băta, se dă la infinit, efectiv. Până când ori dă în teren, ori nu nimerește. Vedeți? Iar fall ball. Asta este un infield fly, dacă nu mă înșel că se numește. Zboară extrem de sus mingea, dar este încă în teren, va fi prinsă și cam aia e tot. Bun, deja 34 de minute episodul. Aici pe jos, aruncăm la prima bază, s-a încheiat. Out, ok. Și am câștigat meciul. Cam asta a fost. Dar pentru că îmi place foarte tare jocul și pentru aia doi oameni dintre voi care încă vă mai uitați la episod, mai facem un meci. Bun, aici simulăm jocurile calculatorului. Am simulat tot, este irelevant. Ce înseamnă asta este că tu, dacă vrei să te distrezi și mai tare, vezi că sunt patru divizii. Între, astea sunt numite la mișto, Intrepid, Curiosity, Trailblazer, mă rog, sunt patru divizii. Noi, în divizia mea, uitați-vă unde sunt în stânga jos, mă voi lupta doar cu cei din divizia mea, dacă nu mă înșel. Dacă nu mă înșel, sper. Cred că mă bat doar cu cei din divizia mea. Sau nu, mi se pare că sunt două mari divizii, stânga și dreapta, și eu mă bat doar cu aia din stânga, aia din dreapta, doar aia din dreapta. Și mai spre final mi se pare că o să ne și batem cu aia din dreapta la ultimele meciuri. În fine, ne uităm la wildcard standing. Nu, gata, știu. Deci, wildcard standing, ce înseamnă? Uitați-vă la... uitați-vă la scorul acesta, da? Unde am, mă, că n-am... uite acolo. Regular season, în dreapta lângă X, 6 din 16. Când ajungem la meciul 16 și se încheie, efectiv va fi turneul final. Adică, cea mai bună echipă din stânga se bate cu cea mai bună echipă din dreapta... într-o luptă puternică și cine câștigă, a câștigat practic tot, a câștigat sezonul, să zicem, ok? Bun, nu o să jucăm sezonul respectiv acum, dar e cam aceeași chestie, tot meciul ăla, numai că se bucură mai mult la final când câștig. În general le câștig pe toate, cam asta e ideea, adică am ajuns în punctul în care echipa mea e prea puternică. La player development ai caracterele și le poți cumpăra cu bani să-i antrenezi. Deja vedeți că sunt caracterele mele cu A. Aici contează foarte mult, intrăm în detalii, de exemplu, în mod normal pe ăsta ar trebui să-l upgradez, dar are 28 de ani, deja cam de la 30 de ani îi se retrag și la final de sezon pierzi jucătorii. De asemenea, aici, sign and release. Voi vedeți că eu am un buget de 36 de milioane de dolari, asta este echipa mea și asta este echipa cu jucătorii care încă nu sunt angajați, dacă nu mă înșel, sau vor să fie angajați, ceva în genul. Cred că nu sunt asociați la nicio echipă. E, și eu pot să mă uit aici și să zic... ha, ia să vedem, uite caracterul ăsta, iau, e foarte bun, este, el joacă pe poziția lui, pe baza a doua, second base, hai să-l cumpărăm. Și mă duc la echipa mea, mă uit, cine e la second base? Păi e tipul ăsta, păi ia să vedem. Vedeți cu verde toate statisticile, deci e mult mai bun decât caracterul meu, pe care l-am în echipă, dar e prea scump, mă costă 10 milioane, nu merită. Și de asemenea, e mult mai bătrân, al meu are 24 de ani, ăsta are 27, e mai aproape să se retragă. Să iasă la pensie sau să renunțe la echipă și să vină din nou aici pe listă. Jocul e puțin mai ciudățel. De ce? Banii după fiecare match, deci avem aici la economie, banii după fiecare match e Player Development Fund în jos de tot, este 1 milion. Deci, practic, dacă vă uitați, nu, uitați-vă deasupra la 1 milion. Avem 2.2, da? 2.2 milioane primesc eu după fiecare match. Indiferent că îl pierd, indiferent că îl câștig, ăla e salariul meu. Salariul ăla crește cu cât ai tu buget mai mare în companie. În echipă. De aia nu vrei să cumperi caractere scumpe ca să nu scazi
zi, bugetul echipei de 36 milioane, vrei să-l ții cam pe la 28 în sus. Ca să ai bani și să-ți permiți să upgradezi caracterele, că altfel nu mai poți să le upgradezi. Cam asta e chestia. Hai să-i dăm și ăstuia. Ok. Bun. Aici intrăm deja în prea multe detalii. Hai să mai băgăm un match. Hai să vedem cu cine ne batem. Putem să ne uităm la view schedule. Și se pare că, uite, astea sunt meciurile mele anterioare. 3-1, 0-1, 6-1. Uneori mai las calculatorul să joace și pierdem. O să dau simulare la meci și joc calculatorul. Nu trebuie să joc eu toate meciurile. Da, deci noi ne jucăm pentru prima oară cu Bird Lizards. N-am mai jucat până acum cu ei în sezonul ăsta. Hai să-i dăm drumul. Eu dau aici ca să-mi aleagă calculatorul aleatoriu. Îmi consideră el cele mai bune caractere pentru meci. Și apoi eu schimb doar pitcher-ul, care îmi place cel mai tare. Putem să jucăm și cu fata care e starter pitcher. Și hai să mai dăm un meci și după aia am încheiat episodul. Da, jocul ăsta, v-am zis, l-am jucat foarte mult. 180 de ore. Deja sunt sătul de joc. Mai aș juca așa câte un meci pe zi la mișto, că mi se mai face poftă. Dar mă gândeam să trec pe NBA, sincer, să trec la basket și să merg tot așa pe ideea asta de franchise. Însă nu știu cât de bine este. Faza cu jocul ăsta e un pic cam ciudățel, că am ajuns în punctul în care, pentru că joc pe dificultate mare, toate echipele sunt stacate. Deci toate echipele au numai caractere prea puternice și asta e ciudat. Dar mă rog. Hai să vedem. Stai deja bol. Deci acum v-am explicat regulile. Nu mai am de ce să vă explic. Dacă mai dau un bol. Am lovit-o, nu trebuia. Avansam dacă mai dau un bol. Gata, better walked. Am avansat la prima bază fără să fac nimic. Înțelegi? Calculatorul joacă extrem de cautious, extrem de grijuliu. Adică efectiv încearcă să te păcălească, să lovești la o minge care e ball, care nu e în strike zone, cum s-a întâmplat adineauri. Știi? Însă nu știu ce face, că efectiv toate loviturile le dă acolo. S-a dus asta, avansăm la baza a treia, baza a doua și efectiv home run. Asta e direct peste gard. Aici am dat skip, i-a crescut mojo-ul, încrederea în sine, i-a rupt. Ia uite-l. Asta e joaca adevărată. Adică au ajuns în punctul în care, bă, efectiv îi distrug. Deci caracterele mele sunt prea puternice și joc pe dificultate greuță, să știți, 70. E ceva. Asta e locked in. Acum înțelegeți de ce de caracterul numai așa? Uite-l. Și pentru că e pe teren, ei trebuie să fugă să prindă mingea, până atunci eu pot să avansez la toate bazele. Dacă lor le ia prea mult, eu pot să avansez de la home până la home. Dar am avansat doar două baze. Echipa mea nu prea se bazează pe steal. Stai. Uite, chiar dacă am lovit ăsta, a prins mingea și trebuie să ne întoarcem la baza a doua. Echipa mea nu se bazează pe furat. De-aia nu... Vedeți, caracterul are viteză mică. Uite, catcherul lor are viteza destul de mică cu cât aruncă. Dacă, zic, caracterul nostru avea viteză maximă, puteam să furăm toate bazele, cred. Ok. Bun. Home. Nu! Nu mai are ce să facă. Da, efectiv o să ne plimbăm așa până când punem mâna pe el, știi? Cam asta e chestia. Am încercat, am forțat acolo și n-am reușit să fure câte două baze. Ce a fost asta? Este că ea a lovit la prima bază să se asigure că, zic, caracterul nostru nu fuge prea departe să fure o bază. Vedeți cum caracterul nostru, fata din dreapta, uitați-vă la ea. Vedeți cum s-a depărtat de punctul alb, de pătratul alb? S-a depărtat ca să-i fie mai ușor să fure dacă fuge la următoarea bază. Cam asta este ideea. Și acum hai să spargem una. E speriată rău de tot femeia asta. Vedeți? Și am avansat degeaba. Și pentru că era deja cineva pe prima bază, ăla de pe prima bază și pe a doua și eu pe prima. Și tot așa. Ăsta are power mic, dar are contact bun. Pentru că m-a lovit, se numește bean ball și avansez automat. Mamă, caracterul ăsta e jalnic. Lovește pitcher-ul și... Ok, hai să vedem. Chiar dacă nimeresc, e ținta prea mică. Uitați-vă la pitcher-ul lor, că este rattled. Vedeți mojo-ul? Este efect rattled de cel mai jos cât poți coborâ. Este terminat psihic.
Am lovit bine, dar afară și nu se pune. Na, n-am lovit bine. Toată lumea n-a... Aolo! Și puteam să vă arăt un... Bă, da, prost, îmi trebuia să schimb caracterul. Să vă arăt un Grand Slam. N-are nimic. Bun, fata îmi place care viteză. Deci, efectiv, putem să-i dăm ca lumea. Acum, caracterele vor avea o animație când aruncă. Îmi place cel mai mult animația fetei. Azi, în general, când arunci, te duci cu mâna peste ca, mă rog, și-a... E, fata aruncă dintr-o parte. Și nu știu, îmi place rău de tot cum se duce animația. Știi? Aruncă super mișto. Însă, animerii frățiorul. Și dai seama că în funcție de cum aruncă pitcherul, poți să păcălești tipul care lovește cu băta. Mamă, ăsta e extrem de bun. Uitați-vă, are toate statisticile la maxim. Halo! Am încercat să fac acolo, nu știu dacă ați văzut. Alunecă așa pe spate și dacă prindea mingea, era în șef. Bun. Hai să le dăm niște pitcheri de astea dificile. Ce prostie am făcut, am vrut să apăr baza și n-am reușit. Hopa, suntem într-o poziție proastă. Caracterul nostru este tensionat. Mai dăm totodată acolo. Bă, ne-a rupt, nu mai ai ce să faci. Au egalat. N-ai ce să-i faci, când lovește, cred că n-ai ce, nici eu n-am lovit foarte bine ca și pitcher. Dar v-am zis, pentru că joc pe o dificultate atât de grea, dacă eu arunc pe aici prin mijloc, cu siguranță e lovit. Știi, de-aia încerc, uite, și alea pe linie sunt lovite. N-ai ce să-i faci, în unele meciuri calculatorul efectiv domină. Adică e prestabilit oarecum să joace extrem de tare, extrem, extrem de bine, știi? Și nu prea ai ce să-i faci. Ok. Uite, a anticipat piciul ăla. Dar chiar dacă l-a anticipat, adică știa la ce se aștepte, n-a putut să treacă de el. Ok. Bun, hai să zicem că ne-am plictisit de ea și vrem să-l scoatem pe băiatul ăsta. Rău de tot, S-ul. Viteză maximă, acuratețe maximă. Pe ăsta, vedeți, ăsta aruncă pe deasupra. Cel mai mult în joc poți să arunci 105. Din ce am văzut eu. Opa, a și furat la baza. Asta e cea mai bună combinație. Ăla fură baza și tipul lovește mingea. Și atunci îți dai seama că poate să fugă mult mai mult, are avantaj. Bun. Hai să-i dăm un change-up, e asta înceată. Ați văzut? Change-up-ul, mingea vine foarte greu și tu nu știi. Efectiv, lovești cu mingea și apoi trece. Lovești cu bâta și apoi trece mingea. Că tu nu te-ai aștepta la nebunia asta. Ok. Și vreau să-l păcălim puțin. Ăla era în afara zonei și l-a lovit. În afara zonei din nou, că nu vrea. Bun, asta vreau mă de la voi. A prins-o, ok. 3 outuri, s-a terminat. Bun, trebuie să ne concentrăm acum. Calculatorul face o mare greșeală aici, că nu schimbă piciorul, pentru că piciorul lor e terminat. Dar hai să vedem. A fost bine, dar n-am dat peste gard. Ok. Au schimbat pitcherul. Aruncă pe sub mână, așa cum îmi place mie. Mama, ăla părea că e strike. Caracterul nostru e locked in. Ah, am apăsat prea devreme. Cum zboară când o lovește. Știi, asta, ce fac eu acum ca să lovesc foarte puternic, este pe o dificultate mai mare. Pentru că eu trebuie să țin apăsat butonul și în același timp să și nimeresc. Pe când în partea cealaltă, la contact, doar pun și apăs. Știi, e o mică diferență. Și dacă nu, eu îmi fac un timing, practic... Piciorul fix când aruncă, eu încep să apăs pe buton ca să crească până la 99.
Că după aia scade la 0 și urcă iar la 99. Și dacă prim pe la 20 sau 30, nu mai arunc atât de tare, știi? Oarecum eu trebuie să fac un timing bun, fix când aruncă eu apăs pe buton. Uite, vezi cum am apăsat acum? E bol. Ala era oricum bol, bine că n-am iurit. Mamă, cum le dă. Ok. Vezi, ăsta se numește... Nu mai știu cum se numea. Avea o denumire exactă. Pentru că ea are... Uitați-vă exact. Are 3 boluri. Deci dacă mai ratează o dată, eu avansez automat. Dar în același timp și eu am 2 strike-uri. Deci ea dacă nimerește strike, eu sunt dat afară. Nu mai țin minte, avea o denumire, dar nu mai știu. Situația asta cum se numea. Și ea alesă de-a bol, pentru că calculatorul joacă super cautious. Foarte grijuliu. Adică, deja, dacă noi... asta e o șansă foarte bună să vedeți Grand Slam-ul. Toate bazele sunt ocupate, uitați-vă. All bases are loaded, cum se zice în engleză. Dacă îmi dau home run... Și calculatorul e foarte speriat acum. Ah. Putem să avansăm, dar nu vreau să avansăm, vreau să stăm doar atât. Puteam să mă duc și cu ăla la bază și să mai înscriu o dată. Vreau să dăm Grand Slam. Mamă, și-au schimbat pitcher, uitați-vă la asta, e maxat. Ok, e un challenge mai greu, dar nu e imposibil. Ah, e home run, dar nu e că iese din... Era home run, dar a ieșit. Asta era bun de home run. A? Oho! La limită! Bă, cum a prins nebunul, ați văzut? A sărit la... Mamă, cum a prins autul ăla, wow! Wow, cum a prins autul ăla, nu vine să cred. Și acum nu mai merge Grand Slam. Hai că încerc să dau contact. Încerc să dau una cu contact, să nu dau afară din... Ok. Acum trebuie să așteptăm că ăsta... Ok, 101. Părea că e strike, dar nu sunt sigur. Pot să nimerez astea infinite. Prost de tot am dat. Wow. Să ne atingă. Ah! Bă, a luat... Efectiv, mingea atingea cât să adică pământul a luat ăla. M-a jucat, bă, m-a jucat, n-ai ce să-i zici la nebun. Ok. Hai să nu ne lăsăm și nici noi bătuți. Să-i dau unele grele de tot, auto. Nici nu prinzi, ești nebun. Fuh, dacă era strike, s-a terminat tot. Bun, bun, bun. Infield fly se numește, a zburat prea mult. Ok. Slider. No, i-a trecut printre picioare. Trebuia să o prindă picerul. Ai un cutterball. Bă, bune că... Nu e strike. Opa, nu vrem să-mi scrie. O să aruncăm home. Ok, nu suntem într-o situație prea bună. E perfect hitul ăsta, deci mai bine de atât n-ai cum. Să-i dăm un bol. Să-l păcălim, mă, cumva. Asta este? Ok. Tocmai ce ați văzut este un double play, adică omul de pe prima bază avansează la a doua, dar nu reușește să ajungă în timp la a doua bază, pentru că omul nostru de la a doua bază a primit mingea și ce face omul nostru de la a doua bază? Aruncă mingea la prima bază ca tipul care era home, care a lovit cu bâta, până să ajungă la prima bază,
Și el e dat afară la rândul lui, pentru că, da, ăsta de la prima bază al nostru a primit de la a doua bază. Deci, cam asta ați văzut, puteți să dați înapoi dacă n-ați înțeles. Dar ăsta este un double play. Interesant. Double play, adică aveam un out, li se mai adaugă două outuri, trei outuri în total, s-a încheiat runda. Vedeți că au 0 puncte? Dacă nu aveau niciun out, era double play, aveau două outuri și omul lor, de pe baza a treia, a ajuns home și înscria un punct. Dar pentru că am mai avut un out înainte și este cu 2 cu 3, s-a terminat runda și noi n-am pierdut niciun punct, practic. Ok, deci stăm bine încă. Dar Arkham trebuie neapărat runda asta să înscriem. Dacă vrem să nu jucăm prea speriați runda viitoare. Inning-ul viitor. Asta e bună o dată. Direct două baze mă duc. Vedeți că se scrie 2 pe el. Am două baze, poate să fure maxim 3. Dacă ai noroc și o arunci într-un colț cumva greu de găsit. Vreau să schimb. Putem să schimbăm caracterele. Și să luăm pe unul foarte bun, cu mult power. Ce-am făcut, mă? What the freak? Nu, stai un pic. Gata. Fai de capul meu. Fata asta o să zboare mingea. Dacă nimeni cum trebuie, dar are contact prea puțin. Aia e buba. Ești speriat? M-a rupt. Ăsta al nostru e insane. E speriat de el. E speriat 100%. E speriat, wow. Era maxat, n-ai ce să-i zici, ăsta e tot maxat. Am nimerit-o bine, dar nu sunt sigur. Bă! Deci, ce s-a întâmplat? Mingea a sărit după gard, dar a sărit iar în aer și a prins-o. Dacă nu o prinde, trecea după gard, era home run. Bă, ce ne-a făcut șaurele? Dă omă să zboare cu totul. Nu o să ne ajungem în timp. Sau la timp. Bun, faza e că avem mulți jucători extrem de buni, nu știu dacă ați observat. Gen, ultimii trei au fost maxați. Ah, ăsta era un home run. Ok, i-am avansat pe toți, tu du-te home. Și uite așa, n-am dat home run, dar au avansat trei. Trei oameni au avansat runda asta pentru că am lovit unde trebuie. Vedeți cum am nimerit fix sub minge? Mamă, aia a fost nasty. Nasty, baby. Ok, trebuie să ne schimbăm pitcher-ul acum, practic. Am schimbat pitcher-ul cu un de-asta care rovește cu minge, așa cum înapoi cu un pitcher. Bun, păi ne apropiem de final. Hai să folosim un reliable pitcher. Reliable-ul e reliable, adică te poți baza pe el. Îl folosești la final de meci. Are acuratețe și viteză. Hai să vedem ce viteză are. Mamă, cum am dat-o pe asta. 102. Și ăsta aruncă tot așa dintr-o parte. Strike! Deci vă zic, trebuie să vedeți anime-ul ăla. Dacă vă uitați la anime-uri cât de cât așa, vedeți Diamond No Ace. E prea tare. Ok. Opa. O altă chestie. Vedeți cum am aruncat caracterul meu acum? Ce se întâmplă dacă arunca greșit și nu arunca la caracter, la omul nostru de pe prima bază și arunca la fan, arunca mingea. Nu știu exact cum se numește, e o greșeală și inamicul avansă de la prima bază la a doua. Deci avansează câte una. Mi se pare că toți avansează. Deci toată lumea avansează o bază dacă se întâmplă o chestie de genul. Aici, double play. Bun, m-am încheiat. GG. Double play-ul e foarte costisitor. Deci e foarte costisitor double play-ul. Și există chiar și triple play. Dar nu cred că n-am făcut niciodată în joc triple play. Sper că există, nu zic prostii, nu? Trebuie să existe triple play. Cred că am văzut. În fine.
i-am spart, ăștia sunt jucătorii de top. Aici îți arată niște statistici pentru fanii adevărați, știi? Să vadă ei câte lovituri, șanse și nu știu cum, cât de bine ai lovit, câte sunt în cifre. Nu prea le înțeleg nici eu, că nu sunt, știi, cu super mega statistici aici. Dar cam asta este jocul, Player Development. Acum ne uităm la caracterele cu B. Deci ne interesează ăștia cu B, în special sub 25 de ani, să e la 25 e binișor. Și ne-i The Power Speed, crește. Se face de la B+. Uite ăsta, uneori trece și rangul, știi, de la B la B+, la A, A-, A, și așa mai departe. Boys, cam asta a fost jocul, dacă ați stat până la final, sunteți... What? Păi îl chema Rafael? Wait, Rafael Rogers, lol. Boys, dacă ați stat până la final, înseamnă că sunteți insane. Nu neapărat dacă ați dat skip la final, dacă ați stat voi la, până la final, înseamnă că sunteți fan baseball, mă, n-am ce să vă mai zic. Cred că sunteți printr-o mare minoritate. Pentru că vă înțeleg neat de distractiv baseball-ul, nici eu nu m-aș fi uitat, cred că la baseball niciodată, baseball-ul în sine e mai slow pace, e puțin mai plictisitor dacă stai să te uiți la meci, e foarte lung, na, cam asta este baseball-ul, dar după ce am văzut anime-ul respectiv, bă, mi-a plăcut prea tare și îmi place felul acesta în care joc, câte 3 reprize, deja bă, vi se par lungi, gândiți-vă că era de 3 ori mai lung meciul, deci nici acum n-am fi terminat meciul, dar... Da, e mai distractiv dacă jucăm cu de-astea scurte, așa îmi place mie, fiecare modifică jocul cum vrea, știi, poți să joci și la 9, la 5, la... în fine. Oricum, dacă v-a plăcut și ce aveți de făcut, ne vedem la viitoare. Pooo!